s-a ajuns să ierți. Nu vedeți că acum lumea e tulburată, să nu se vadă unul cu altul? Vai, săracii, mi-e milă, că sunt frații noștri. Doamne ajută! Lumea este foarte tulburată din cauza sinodului din Creta. Sunt frați de ai noștri care nu mai merg la Sfânta Liturghie, nu-i mai pomenesc pe preoți. Nu trebuie să vorbim în privința asta. Doamne ajută-ne! Doamne, nu ne lăsa! Trebuie doar să ne rugăm și să ne iertăm unii pe alții și să scăpăm de toate acestea. Sunt niște duhuri care au tulburat lumea. Cât putem să ne ducem la duhovnic, să ne mărturisim și să nu ne mai ferim. Ne iertăm unii pe alții și scăpăm de toate aceste duhuri. Trebuie să iertăm pe toți și să ne rugăm. Doamne ajută să ajungă toți în rai, cu tot cu mine. Trebuie să ne ducem la Sfânta Liturghie și să ne rugăm. Doamne ajută să ajungă toți în rai, toți în biserică. Noi trebuie să căutăm să nu facem rupere în biserică. Trebuie să iertăm pe toți. Trebuie să ne rugăm pentru toți. Doamne, ajută-le să ajungă înapoi în rai. Asta e din cauza că noi am stat de vorbă cu gândurile și gândurile sunt demonii. Cât putem să ne rugăm. Doamne, ajută-i să ajungă toți în rai, să ajungă în biserică. Biserica e a lui Dumnezeu. Cât putem să ne rugăm. Doamne, luminează-le mintea să vină înapoi la biserică. Doamne, nu ne lăsa. Ai văzut că unii părinți au plecat din mănăstire și e foarte rău. Vai de mine, noi trebuie să iertăm pe toți și să ne rugăm. Doamne, ajută-le să ajungă în biserică. Biserica e a lui Dumnezeu și noi am lăsat biserica. Judecățile lui Dumnezeu sunt nepătrunse de mintea noastră și noi suntem datori să ne rugăm pentru fiecare părinte în parte. Doamne ajută-le să ajungă în rai. Doamne nu-i lăsa. Doamne nu ne lăsa. De asta s-a întâmplat ce s-a întâmplat, că am fost lipsiți de smerenie, vorba tuturor. Așa a mers, mi-a zis și am să-i zic. Dar dacă mi-a zis și eu nu i-am zis nimic, atunci s-a făcut vreme bună. Suntem oameni slabi. Cu cât ne ducem la mărturisire, scăpăm de duhuri. Trebuie să ne spovedim cât de des. Trebuie să ne iertăm unii pe alții. Eu mă rog la bunul Dumnezeu. Doamne, nu-i pedepsi. Doamne, nu ne lăsa. Ajută-ne să scăpăm. Eu mă rog pentru toți să ajungă toți în rai, numai demonii să rămână în iad și atât. Să ajungă toți în rai, să iertăm pe toți și noi trebuie să ne rugăm la bunul Dumnezeu să ne mântuiască și pe noi și pe ei. Dacă ne rugăm, bunul Dumnezeu poate schimba din rău în bine. Rugăciunea e calea și să-i spui așa la gând, am să-i zic, dar nu azi, ci mâine. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Doamne, izgonește acele duhuri care tulbură biserica noastră și atunci Duhul Sfânt va izgoni acele duhuri. Duhurile te fac să tremuri de frică, dar trebuie să ne rugăm. Doamne, nu ne lăsa! Doamne, ajută-ne! Trebuie să adormim în rugăciune și când te-ai trezit, iar trebuie să te rogi și atunci vor fugi duhurile și nu mai ai frică de duhuri. Mai întâi duhurile vin prin gând și spun că cu tare e așa, cu tare e așa și atunci prin vorbire adunăm duhurile asupra noastră. Trebuie să zicem, Doamne,